Până anul trecut, Antonio Hoinaru era un copil fericit. Avea vise, speranțe și un viitor frumos. Era un mare susținător al echipei FC Botoșani și nu lipsea la niciun meci pe care roșii albalbaștri îl susțineau pe teren propriu. Viața lui și a familiei lui a luat însă o turnură dramatică în luna mai, când micuțul a început să se simtă rău. După mai multe investigații făcute la Spitalul Sfânta Maria din Iași, medicii i-au dat un diagnostic crunt: leucemia acută limfoblastică trombocitară cu anemie severă. Iar din acel moment a început o luptă grea pentru salvarea lui Antonio. Băiatul a stat o lungă perioadă de timp internat în spitalul din Iași și a urmat deja 3 cure de chimioterapie. Disperată, mama lui Antonio a căutat peste tot soluții pentru salvarea copilului. A fost sfătuită să meargă la o clinică din Turcia. Reprezentanții clubului FC Botoșani nu au rămas impasibili la suferința familiei și au decis să le întindă o mână de ajutor. Să fie cât mai mulți oameni cu inima alături de acest băiat minunat, un suporter al FC Botoșani, un băiat de 13 ani, Antonio, care trece prin momente cumplite. Era nelipsit de la meciurile FC Botoșani împreună cu tatălui până când acest necaz a dat peste el. Iar cazul copilului a fost prezentat astăzi în cadrul conferinței de presă susținută la sediul clubului de către Narcis Drețcanu, un botoșănean cu inimă de aur care s-a implicat și a dorit să ajute familia încă de la început. Momentan Antonio este internat în Turcia, la Istanbul, la o clinică Medical Park. Prima pagină pentru cauza lui Antonio, ca o ironie, s-a chemat Șutâmbară, se cheamă Șutâmbară. Apoi a apărut a doua pagină, Speranță pentru Antonio. În Turcia, medicii i-au spus că Antonio are nevoie de transplant medular. Vestea bună este că mama copilului poate fi donator. Din păcate, costul intervenției este unul extrem de mare. Pentru tratamentul lui Antonio este nevoie de o sumă foarte mare, 124.000 de euro. Se află momentan în etapa premergătoare transplantului de măduvă. Mama va fi donatorul, au fost făcute teste de compatibilitate. Costul intervenției și al tratamentului este însă cu mult peste puterile financiare ale familiei lui Antonio. De aceea, Narcis Drețcanu s-a implicat și a făcut cunoscută cauza lui Antonio în mediul online. De asemenea, Vlad Plăcintă, președintele Asociației Salvează o Inimă, a răspuns prompt la strigătul de ajutor al familiei și a demarat o campanie de strângere de fonduri pe platforma salvezaoinima.ro/campanii/antonio-hoinaru.ro. Donații mai pot fi făcute și prin SMS la 8832 cu textul Antonio sau prin transfer bancar în conturile asociației afișate pe ecran. Totodată, la meciul pe care FC Botoșani îl va susține luni pe Municipal cu FC Voluntari, vor fi amenajate urne speciale în care suporterii vor putea face donații pentru Antonio. Doresc să trăiesc ziua în care Antonio va da start unei partide de acasă de la FC Botoșani și ne dorim cu toții ca aceasta să fie în play-off.